2023 va fi un an al schimbărilor pentru mulți dintre nativi. Dacă în 2022 nu ți-a mers prea bine pe anumite planuri, ai mari șanse să recuperezi anul acesta. Veștile bune încep să apară încă de la începutul anului pentru unele zodii, care vor avea parte de schimbări radicale. Începi anul făcând planuri și organizând lucrurile cum știi tu mai bine. Ai așteptări și obiective importante pentru 2023 și nu vrei să pierzi nicio secundă. Chiar dacă unele lucruri pot fi dificile de obținut, nu te lăsa descurajat. Totul se va întâmpla la timpul potrivit. După o perioadă relaxantă în care ai pus pe pauză proiectele importante, este timpul să treci la acțiune. Este momentul să ieși din zona de confort și să faci schimbări pe care nu ai avut curajul să le pui în practică până acum. Începe un nou ciclu pentru tine și trebuie să fii pregătit pentru el. 2022 a fost un an haotic, însă în 2023 liniștea va veni în viața ta, vei avea timp pentru tine, vei putea să te ocupi de lucrurile care te interesează și este momentul să te pui pe tine pe primul loc. Cei dragi se descurcă și fără să fii 100% implicat în viețile lor. Ai tendința de a rămâne agățat de trecut, de locuri și de oameni a căror energie nu îți face bine. Acest lucru ar trebui să se schimbe în 2023, iar astrele vor fi de partea ta. Ai în sfârșit curajul să te rupi de lucrurile din trecut care nu îți fac bine. Leul, norocul este de partea ta pe plan amoros în 2023. Înainte de a-ți găsi sufletul pereche, vei cunoaște oameni de la care vei învăța multe lucruri. Nicio întâlnire nu este întâmplătoare, iar atunci când vei găsi persoana potrivită, vei ști din prima acest lucru. Fecioară, ai obosit să stai în același loc cu aceiași oameni, iar în 2023 este timpul să faci o schimbare. Noul an vine cu o energie nouă, îți descoperi noi pasiuni și cunoști oameni care te ajută să te reinventezi. Relatează ego.ro.